Pe 25 iunie anul trecut, o tânără de numai 18 ani a sărit de la etajul 5 al unui bloc din capitală. Era un act sinucigaș motivat de faptul că bărbatul de care se îndrăgostise și pe care îl considera iubit, de fapt o exploata pentru prostituție. Erau împreună din toamna anului 2021, iar tânăra, după câteva luni, și-a dat seama că este doar o unealtă. În perioada aprilie-iunie 2022, persoana bănuită ar fi exploatat persoana vătămată pe care ar fi obligat-o să practice prostituția în țară, în municipiile București și Cluj-Napoca, precum și în străinătate, în Germania. Cei care au cunoscut-o pe tânără, inclusiv profesorii de la liceul unde învăța, au doar vorbe frumoase despre ea. Doar că la 17 ani s-a îndrăgostit fatal de un bărbat care s-a prezentat la început cu o altă față. Foarte bună, politicoasă, frumoasă, foarte retrasă, nu era într-un cerc de oameni de tineri, mulți să fie prin, știți, prin grupurile astea care se strâng seara. Un copil de excepție, un copil cum rar întâlnești, în clasa a 9-a și a 10-a, dar și a 11-a până în luna martie, până a venit la școală, un copil cu bursă de merit, cu note de peste 9, cu un comportament ireproșabil. Surse judiciare spun că la început în Galați, cel de care se îndrăgostise fata o folosea pentru a păcăli bărbații din străinătate cu potențiale relații intime. Fata credea că este o joacă, deși le trimitea victimelor mesaje și clipuri video convingătoare, iar bărbații îi virau în cont sute de euro pentru bilete de avion. Cel care profita de naivitatea tinerei a trecut însă la următorul pas. I-a cerut să se prostitueze pentru bani. Cel pe care îl vedea ca partener a devenit tot mai agresiv. Îi reproșa că nu muncește destul și nu obține suficienți bani, iar el folosea toate câștigurile pentru droguri. Surse judiciare spun că după o discuție telefonică foarte dură, tânăra s-a sinucis pe 25 iunie 2022. Sunt specialiști care susțin că și clienții sunt vinovați pentru că se folosesc de victime ale exploatării sexuale. Avem o persoană ținută într-un apartament, o persoană care nu are libertate de mișcare, o persoană care de multe ori o vedem că e vulnerabilă și atunci sunt semnale clare că trebuie să luăm atitudine, trebuie să anunțăm autoritățile, nu doar să plătim și să considerăm că nu ne privește. Pentru că și drama acestei fete ar fi putut fi evitată dacă clienții, zeci de clienți pe care i-a avut în fiecare zi, ar fi semnalat acest caz. Acum două zile, polițiștii și procurorii gălățeni au reușit să-l aresteze pe bărbatul care a exploatat-o sexual pe tânăra care și-a luat viața. Este acuzat de trafic de persoane și de ținere de droguri și a fost plasat în arest preventiv. La numărul de urgență 119 se pot semnala cazurile de abuz asupra copiilor.